În fiecare an, în perioada 16-22 septembrie, la nivel european se desfășoară activități dedicate Săptămânii Europene a Mobilității, inițiativă sprijinită de Comisia Europeană prin Directoratul General de Mediu. Motoul de anul acesta este mișcare în direcția corectă. Municipiul Giurgiu se află printre numeroasele orașe europene care organizează acțiuni dedicate Săptămânii Europene a Mobilității și Zilei Europene fără mașini. În fiecare an, după cum se știe, în perioada 16-22 septembrie se desfășoară Săptămâna Mobilității Europene. Eveniment ce reprezintă o bună oportunitate pentru autoritățile locale europene de a introduce și de a promova măsuri durabile de transport, precum și de a invita cetățenii lor să încerce alternative la utilizarea propriilor autovehicule. Anul acesta, acțiunea se derulează sub sloganul „Să ne mișcăm în direcția potrivită”, punându-se accent în mod deosebit pe planificarea durabilă a mobilității urbane. Intenționăm ca în această perioadă să ne adresăm tuturor unităților școlare cu care noi de altfel avem o bună colaborare de ani de zile și să edităm niște materiale informative care au rol de a conștientiza importanța protejării mediului și de a transmite un mesaj copiilor că este foarte important să protejăm natura și să reducem pe cât posibil impactul, să reducem poluarea, pentru că, după cum se știe, are un efect imediat asupra sănătății umane. An de an, autoritățile locale au marcat acest eveniment prin întreruperea circulației pe un tronson al șoselei București și organizarea unor concursuri de biciclete, role sau desene pe asfalt cu elevi din municipiul Giurgiu. Nici anul acesta nu va face excepție. Astfel au fost realizate materiale publicitare cu simbolurile Săptămânii Europene a Mobilității, distribuite elevilor din școlile giurgiuvene, iar vineri circulația rutieră va fi întreruptă pe tronsonul dintre primărie și parcul Mihai Viteazul în intervalul orar 7-17, când asfaltul va fi cucerit de copiii din școli și grădinițe care participă la un concurs de desene pe asfalt cu tematică de mediu.